Incendiile de vegetație au dat de lucru pompierilor mureșeni. La sfârșitul săptămânii trecute până luni inclusiv, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș a fost solicitat pentru stingerea a 9 incendii de vegetație uscată și lanuri de grâu. 4 incendii de vegetație uscată au fost anunțate sâmbătă, între care unul în Reghin, pe strada Mihai Viteazu, unde ars vegetație uscată pe circa un hectar. Cauza probabilă a producerii incendii a fost focul deschis și tot în municipiul Reghin a fost anunțat un incendiu de miriște, duminică după miezul nopții. Un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Reghin s-a deplasat la locul solicitării cu un autocamion de intervenție. A ars miriște pe o suprafață de circa 30 hectare. Intervenția a fost dificilă deoarece echipajul a fost nevoit să se deplaseze pe jos aproximativ 5 km.